Salutare tuturor! Sunt iarăși eu, Valeria, cu voi. Astăzi voi prelungi lectura asupra cărții Aproape sigur de Lisa Graf. Să continuăm. Discu, am întrebat eu. Dilexie, Albi, a spus ea. De data aceasta, vocea îi suna de parcă ar fi fost furioasă pe mine, dar nu mă dădeam seama de ce. Știi tu, a adăugat, problema aceea cu cititul, pentru care te-a testat domnișoara Mitchfields. Îți aduce aminte? Am avut să spun că, bineînțeles, că îmi aduc aminte. Doar eu dădusem testul. Dar mama era încă furioasă și nu știam de ce și nu voiam să o înfurii mai rău. Deci, nu am asta, am întrebat. Ea a mutat încă o cutie de ceai ca să se uite în spatele ei. Nu, a spus. Deci m-am descurcat bine la test? Este bine, Albi, a spus ea, trântind cutia de ceai. Poate că pe ceai era supărată, de fapt, nu pe mine. Te-ai descurcat bine și nu e o problemă de... S-a oprit din nou și a așezat cana pe masă. Apoi a închis bufetul cu un clic ușor. Nu ai nicio problemă legată de citire, a spus, uitându-se la mine. Ăsta era cel mai important lucru. Oh, am spus eu iar. Dar dintr-o dată am simțit că ceva în mine se răsucește și parcă nu mai eram sigur dacă să mă bucur sau să mă întristez. Fiindcă faptul că nu aveam problema aceea denumită de cuvântul acela lung, cu un X în el, părea că e de bine. Dar îmi dădeam seama după expresia de pe chipul mamei, că ea nu credea că e de bine. Poate că aș putea da testul acela din nou, am spus eu încet. Mama a închis ochii și a rămas așa vreme îndelungată, fără să vorbească. După o vreme, am început să-mi fac griji că o fi adormit așa. De-am picioarele și poate că ar trebui să o scutur ca să o trezesc sau așa ceva. Dar chiar atunci a deschis ochii și a spus. Tatăl tău a uitat de cafea? Mă duc până jos ca să cumpăr. Mă întorc într-o secundă. Bine? Și își făcându-și poșeta și cheile, mi-a dat un pupic pe frunte și m-a lăsat la masă să-mi fac mai departe tema la studii sociale. Tot timpul până s-a întors, m-am uitat lung la literele de pe foaie de hârtie și am mijit din ochi, schimbându-mi mereu poziția de față de ele. Dar oricât mă mutam eu sau mutam foaia de hârtie de pe masă, nu puteam să văd literele altfel. Litera R arăta tot ca R, iar E arăta tot ca E și U rămânea tot U. Și oricât clipeam eu din ochi, tot mai repede și mai repede și mai repede, cuvântul rău nu ajungea să arate ca bun. Am băgat foaie de hârtie în ghiozdan și am renunțat. Nu aveam să am niciodată o problemă cu cititul. După ce s-a întors mama, a pus cafeaua în bufet, dar a lăsat cana pe masă și mi-a spus că trebuie să se întindă puțin. Nu i-am amintit că avea cafea deja și că în ajun tata îi spusese că voia să înceapă să ține cafeaua în congelator ca să se păstreze proaspătă. Nu i-am spus asta. Nu i-am spus nimic, fiindcă nimic din ceea ce gândeam eu nu avea importanță. Și exista un test care dovedea asta. Singurul lucru rău în legătură cu creierul meu era chiar el, creierul meu. Trecem la un nou capitol, zilele de gogoș. Joi seara, împreună cu Calista, am repetat și tot am repetat cuvintele cu ajutorul cartonașelor. Cel mai mult am reușit să scriu corect 5 cuvinte, iar 5 nu însemna perfect. După ce am făcut un duș și mi-am îmbrăcat în pijama, i-am spus Calistei că simt că m-a prins o răceală. Dar mi-am dat seama că nu mă crede. Acum
30 de minute, când am luat cina, nu erai răcit. A început așa, deodată, i-am explicat. A spus ea, strângând din buze. A dezlipit titlul Johnny Tremain de pe volumul din seria Capitanul Chelot, pe care tocmai îl terminasem de citit, și l-a lipit pe următorul. Și răceala asta nu are nimic de a face cu lucrarea de control la scriere, de mâine, nu-i așa? A întrebat. Am dat din cap că nu. Zău, că nu mă simt bine, a spus. Mulțumesc pentru atenție. Astăzi a fost a 36-a zi de lectură. Pe curând, ne revedem data viitoare.